Nu știu, nu cred că vreun rapidist s-ar fi gândit că acest început de campionat nu vor reuși mare lucru. Da, părerea mea e greu când schimbi antrenorul, aduci un antrenor cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, niște jucători pe care i-a adus un antrenor care a plecat. Părerea mea că, să mă scuze jucătorii Rapidului, e doar părerea mea, nu vreau să supăr pe nimeni, am putea că nici nu prea și-l doresc mult pe Bergodi. Crezi că nu există o relație foarte bună între Cristiano Bergodi și vestiarul Rapidului? E doar părerea mea, nu vreau să supăr pe nimeni. E așa, am impresia că jucătorii nu prea dau așa mare interes să-și joace sub comanda lui Bergodi. Crezi că Rapid ar fi trebuit să facă un efort mai mare și să-l țină pe Adrian Mutu în ciuda acelei oferte? Nu Rapid ar fi trebuit să facă un efort mai mare. Eu cred că efortul trebuia să-l facă Adi. Să-și dorească să rămână. Într-adevăr, a plecat pentru un contract frumos, dar Adi încă avea timp și e tânăr, putea să mai aștepte puțin în contextul în care galeria la un moment dat a pus să-l dea afară, l-au acceptat în continuare, a spus că rămâne și totuși a plecat. Ce e dureros că pleci pe o săptămână înainte de începerea campionatului. Cine crezi că poate să joace în acest moment la Rapid rolul pe care îl jucai tu în această echipă? Nimeni. Asta trebuie să o spună domnul... Domnul Dinu Gheorghe aici lângă mine spune că... Trebuie să spună domnul Dinu din platou. Păi tocmai a spus Adineaur că nimeni nu poate să joace rolul pe care l-ai avut tu. Haideți să vă spun ceva, știți care e problema și de ce nimeni nu poate să joace rolul meu? Fiindcă niciun antrenor nu se poate să facă ce a făcut Lucescu în perioada. Și anume? Să aducă jucătorii pe care i-a adus Neamici. Crezi că a fost greșită până acum campania de achiziții, de exemplu, din această vară? Asta nu pot să-mi dau eu cu părerea. Vă dați seama că au un compartiment de scouting, sunt foarte mulți oameni la Rapid care și-au dat tot ce pentru venirea celor jucători. Dar v-am spus, majoritatea dintre ei sunt veniți la dorința lui Mutu și nici de cum la dorința lui Bergodi. Crezi că Dan Șucu a descoperit acum și fața mai învolburată a Giuleștiului? Nu vreau să mă pronunț în ceea ce privește pe domnul Șucu, fiindcă, da, iarăși, părerea mea personală, nu cred că îl interesează prea mult fotbal. Părea destul de șocat de ceea ce se întâmplă. Da, acum știți cum e când, fără supărare, când aduci mobilă și nu o vinzi, te superi. Așa e și la fotbal. Când te bagi și vrei să faci ceva și nu câștigi, e normal să fii supărat. Cum ți se pare această revoltă a suporterilor împotriva președintelui Daniel Niculae? Să știți că eu am ascultat declarația lui Bociu în care spunea că el nu are nimic împotriva lui. Poate, știți cum sunt suporterii? Eu am învățat de la cei de la Dinamo care mă înjurau la un moment dat. Că, domnule, nu te înjurăm noi, te înjură partea aia lantă. Nu cred că tot stadionul i-a cerut demisia lui Niculae. Dane, Bocciu a dat o declarație mai lungă și la un moment dat spune că nu avem nimic împotriva doamnei Niculae, dar acum nu mai vrem noi să vină. Acum nu mai vrem să mai vină și Mudică la Rapid, nu vrem noi să vină și Mudică în momentul ăsta când echipa este în starea în care este. Dar dacă, domnul Dinu, dacă ascultați declarația, iar spuneați pe și spune... Noi nu vrem să-l compromitem pe Șumudică. Păi, și atunci nu-l atacă pe Daniel Niculae? Că echipa asta a fost făcută de Niculae, Angelescu și Șucu? Domnul Dinu și dumneavoastră ați fost președinte la Rapid. Da. Și la un moment dat poate v-ați dorit multe lucruri la care domnul Copos spunea nu. De acord. Da. Eu nu mă să spună nu. Cred eu că Daniel Niculae taie el și sponsorul la Rapid. Haideți să fim. Vorbeam de relația galerie Daniel Niculae, nu de...
Mă rog. Nu galeria l-a ținut în brațe, nu galeria l-a susținut. În viață știți cum e, nu toată ziua e cald. Mai bine și ploaia, mai tună, mai bine fulgere. Vine iarna fără palton, corect. Bine, da, se prinde iarna fără palton. Da, nu, eu n-am zis. Eu am mai declarat acum vreo 3 luni. Daniel Nicolae a făcut o greșeală enorm de mare. Toți rapidiștii de lângă el i-a îndepărtat pe toți. Dănuț, înaintea acestui sezon, care este considerat sezonul centenarului, deci un sezon special pentru Rapid, s-a anunțat că Rapid ar dori să termine pe unul dintre locurile 1-3 și să câștige Cupa României. Cum vezi în continuare acest sezon? Crezi că sunt realizabile aceste obiective? Da, da, cu părere de rău, o tot spun, de când a început campionatul ăsta, eu cred că pe CSB-ul va câștiga detașat acest campionat. Cu părere de rău, da, n-am ce să fac. Spun ceea ce am văzut primele etape. Ceea ce privește Cupa României, iar știm foarte bine că în ultimul timp majoritatea echipelor nu i-a mai interesat Cupa României. E posibil, da. Acum știți cum e, când dai rezultatele negative în campionat și vrei doar să-ți pui ca obiectiv Cupa României, eu cred că e un obiectiv deranjant pentru o echipă ca Rapid. Dinamo București este pe ultimul loc în acest moment în clasamentul din Superliga. Cum vezi sezonul în continuare pentru Dinamo? Da, eu am spus că principala problemă a lui Dinamo nu e rezultatele. Dacă vor reuși să-și rezolve problemele financiare, automat își vor rezolva și problemele echipei și a lotului și a jucătorilor. E greu să faci o echipă competitivă doar cu jucători liberi de contract și doar cu niște copii. Bun, ok, copiii o pasează bine, dar o pasează până la 30 de metri. Mai departe, e mai greu. E greu să faci echipă competitivă și dacă ai bani și nu știi să o faci. Uite cazul Rapidului. Acum, dumneavoastră care... Domnul Dinu, dumneavoastră sunteți ca și mine acum, sunteți Rapidul sau Dinamoviști? Da, da. Vorbim și noi că... Da, da. Poate... No, într-adevăr, băi, acolo poate sunt unii oameni care au bani, dar poate îi depășesc anumite chestii. Poate e doar un început de sezon în care eu cred că dacă vor avea răbdare cu domnul Bergode, nu că vor câștiga campionatul, dar vor reuși să termine acolo în primele